Odată cu finalizarea podului din prelungirea străzii Carol, numărul locurilor de traversare a cursului de apă ce străbate râmnicul se va ridica la 5. Sâmbătă el a fost lăsat definitiv pe rezeme, până acum era pe niște bușteni de lemn, acum este definitiv, mâine se termină betonarea la suprastructură, după care desfacem cofrajele și dăm drumul la ceea ce înseamnă hidroizolație și partea de asfalt. Undeva într-o lună de zile el va fi gata. Eu zic că pe 15, cel târziu 20 mai, inaugurăm acest pod care este absolut necesar în această zonă centrală a orașului. Cu partea de legătură către calea? Cu tot, absolut toate bretele de legătură, tot ce înseamnă mersul către Morilor, respectiv zona Niculina și calea lui Traian. El va fi funcțional de la jumătatea lunii mai. Tot în această perioadă va fi finalizată și parcarea în spic de pe strada General Magheru. Locurile V2, V3, V4 și blocul S1, o să modelăm toate parcările, după care o să intrăm la stradă să transformăm parcarea de pe trotuar într-o parcare în spic, în așa fel încât să nu mai fie probleme. Avem parcarea de pe partea stângă bine pusă la punct, marcată, o să facem și pe partea dreaptă, urmând ca undeva în luna iunie să ne apucăm și de asfaltarea străzii General Magheru. Tot, se pleacă cu tot de la cap la cap. E normal să fie așa, este zona centrală și ne interesează zona centrală. Imediat după Paște o să intrăm și cu pavelele de pe trotuarul stâng, de la calea lui Traian până la intersecția cu Regina Marie.